Liber de contract după ce s-a despărțit de divizionara secundă, FC Caransebeș, atacantul severinean Adelin Făiniș va evolua din retur la formația de Liga a 3-a Sporting Roșiorii de Vede. Speră cu noua sa echipă să termine cât mai sus în clasament și să devină în meciurile din retur titular de bază în avanposturi. Adelin Făiniș și-a găsit zilele trecute un nou angajament. Mijlocașul în vârstă de 21 de ani va îmbrăca din sezonul de primăvară tricoul celor de la Sporting Roșiorii de Vede, formație care se află pe locul 9 în seria a 3-a a Ligii a 3-a. Acesta a debutat deja la noua sa echipă în amicalul cu AS Turnu Măgurele, câștigat cu 2-1. Deși a semnat cu o echipă cu un eșalon mai jos, severineanul spune că este un pas important, deoarece are șansa să se afirme într-o serie cu echipe puternice din sudul țării. Este fericit că nu a pierdut 6 luni până în vară și că și-a găsit de pe acum angajament. A fost destul de greu să-mi găsesc. În perioada de anul este cam greu să-ți găsești echipă. M-a sunat președintele de aici. Probabil am văzut că mi-a dezvăluit contractul cu Caransebeș și am acceptat să vin pentru că trebuie să joc. Și este și o serie puternică, o serie cu echipe din București. Sper să joc și să terminăm cam acest sezon. Am găsit o echipă destul de bună, o echipă unită, un antrenor foarte bun, condiții foarte bune și echipă care vrea să facă performanță. Cât a stat fără echipă, severineanul, care în vară a dat probe la Dinamo 2 și Metalul Reșița, s-a interesat despre soarta minerului Mehedinți, echipă cu care promovase vara trecută în eșalonul terț. Mijlocașul n-a exclus o revenire, dar deznodământul sumbru care se prefigurează la clubul cu sediu la Valea Copcii l-a determinat să accepte oferta celor de la Roșiori. Dacă se rezolvau problemele, rămâneam acasă, era... Îmi plăcea să joc acasă, dar credeți și dumneavoastră, nu, echipa locală nu se interesează nimeni de ea, autoritățile nu le par, asta e singura echipă care ne simte, se desințează, cum a pățit și Termo. La Sporting, severineanul Făiniș va fi coechipier cu fostul său coleg de la Minerul Mehedinți, Ionel Lătea, atacant originar din Vânjumare. În 2013, un alt mehedințean, Florin Șoavă, a fost la Sporting Roșiorii de Vede. În timpul petrecut ca antrenor, Șoavă a câștigat 2 trofee, titlul județean și Cupa României faza județeană, însă a pierdut meciul de baraj pentru eșalonul 3. Cea mai mică grupă de juniori de la Clubul Sportiv Școlar Drobeta revine pe semicerc la sfârșitul acesta de săptămână. Juniorii 4 se vor duela cu alte 3 combatante în cadrul turneului Oltenia la handbal. Echipa de handbal masculin de la CSS Drobeta va debuta în noul an la turneul de sală de la Craiova. Competiția începe duminică. Juniorii de la Severin vor lupta alături de alte 3 echipe, respectiv HM Craiova, Romanați Caracal și CS Novaci. Iată programul complet al turneului din sala Ion Constantinescu. În primul turneu desfășurat la sfârșitul anului trecut, pe 14 decembrie, la Novaci, CSS Drobeta Turnu Severin a înregistrat 2 înfrângeri, 8-12 cu CS Novaci și 7-11 cu HM Craiova. Cel de-al 3-lea joc cu Romanați Caracal a fost reprogramat. Atât pentru seara aceasta, să aveți un sfârșit de săptămână plin de reușite!